Homosexualitatea. Subiectul este delicat, întrucât implică comportamente care au fost condamnate de societate și de autoritatea biblică pe parcursul istoriei. Iar specialiștii susțin că cel puțin 10% din populație este angajată într-o formă oarecare de homosexualitate sau ar dori să facă acest lucru, în timp ce mult mai mulți sunt de orientare exclusiv homosexuală. Subiectul este foarte dificil pentru că a implicat foarte multe controverse. În ultimii ani am fost martorii unei polarizări între cei care confundă orientarea homosexuală cu comportamente specifice alături de condamnarea persoanei respective și cei care afirmă că homosexualitatea este neutră din punct de vedere moral și prin urmare ea este alternativa unui mod de viață viabil. Cei care se consideră ca făcând parte din mișcarea homosexual-lesbiană sunt într-un conflict adânc cu cei care apără valorile tradiționale, exclusiv unirile heterosexuale în cadrul mariajului. Conflictul, din păcate, s-a lărgit în sfera publică prin cererile comunității homosexuale care își doresc o legislație specială care să permită căsătoriile homosexuale, adopțiile în cadrul acestora, fără restricții de niciun fel. În cadrul bisericii, problema esențială a dezbaterii este legată de accesul homosexualilor activi la serviciul divin, adică la taina preoției. Conflictul este sporit de limbajul folosit de homofobi cu epitete care îi denigrează pe homosexual și acuză comportamentul homoerotic, dar și de homofili, care aduc acuze de homofobie și heterosexism patriarhal, fără discriminarea celor care nu sunt de acord cu ei. Homosexualitatea este definită de regulă ca o atracție psihosexuală predominantă și persistentă față de membrii ai aceluiași sex. În general, termenul desemnează atât dorința sexuală pentru o persoană de același sex, cât și comportamentul legat de această dorință. Unele studii clinice recente arată că homosexualitatea este condiționată de factori multipli, fiziologici, psihologici, genetici și sociali. Este încă greu de precizat relația reală între natură și educație, între modul în care datele genetice și mediul influențează orientarea homosexuală. Homosexualii militanți insistă asupra componenței genetice pentru a apăra teoria conform căreia homosexualitatea este înnăscută și irreversibilă și pentru a se putea constitui legal ca grup minoritar. Alții accentuează rolul factorilor de mediu, în general probleme de relație care apar în sânul familiei. În 1991, neurobiologul Simon Levey a descoperit că un mic grup de neuroni din hipotalamusul creierului bărbaților homosexuali este doar a treia parte dintr-o jumătate din mărimea celui întâlnit la bărbații heterosexuali și aproape de aceeași mărime cu cel al femeilor heterosexuale. Întrucât atât bărbații homosexuali cât și femeile heterosexuale sunt atrași de bărbați, s-a ajuns la concluzia că mărimea nucleului hipotalamic este legată de orientarea sexuală. Hipotalamusul reglează temperatura corpului, somnului, foamei, ritmului cardiac și alte activități autonome, incluzând-o pe cea sexuală. Totuși, întrebarea care se pune este dacă mărimea redusă a nucleului este cauza sau consecința homosexualității. În 1992, psihologul J.M. Bailey și psihiatrul R.C. Pillard au adus alte dovezi care sprijină ideea că factorii genetici sunt semnificativi în formarea orientării sexuale. Și alte cercetări au sprijinit, dar nu au stabilit definitiv justețea teoriei că genele ar juca un rol în preferințele sexuale. Oricum, toți specialiștii insistă să se ia în considerare și factorii sociali, dar și psihologici. Așa cum a arătat John F. Harvey, faptul că aproape jumătate din gemeni nu au orientare sexuală a celuilalt întărește ideea că dezvoltarea psihosexuală depinde într-o oarecare măsură de mediul în care este crescut copilul. Distincție între actele homosexuale și orientarea homosexuală este una recentă, bazată pe opera lui Freud și a altor cercetători din area sexualității umane. Această distincție este necunoscută în vremurile biblice, când se afirma că comportamentul homosexual este o pervertire voită și păcătoasă a posibilităților sexuale dăruite de Dumnezeu. Întrebarea este în ce fel trebuie revizuită această judecată acum, când orientarea sexuală este un fapt stabilit. Pe de altă parte, realitatea orientării implică considerarea faptelor ce decurg din ea ca fiind juste din punct de vedere moral. Poziția Bisericii Ortodoxe este că toate faptele homosexuale sunt inacceptabile din punct de vedere moral. Ele denaturează scopul și funcțiunea firească a organelor trupești, nu au nicio valoare procreativă și reprezintă o parodie a unirii într-un singur trup.
Caracterul de promiscuitate al comportamentului homosexual în genere îl arată ca fiind un păcat, în timp ce actele specifice provoacă multora repulsie și dezgust. Aceste sentimente sunt oglindite în multe pasaje biblice și scrieri care condamnă activitățile homosexuale. Dar haideți să mergem mai departe. Homosexualitatea în Grecia antică. Până la a doua jumătate a secolului 20, istoricii au evitat să discute problema sexualității vechilor greci. În 1901, clasicistul englez John Addington Smalls a publicat A Problem in Greek Ethics, în care se punea problema homosexualității în Grecia antică. Dar cartea a fost destinată exclusiv pentru psihologi și juriști, apărând în mai puțin de 100 de copii. Primul tratat important în limba engleză despre homosexualitatea vechilor greci este Homosexualitatea grecilor, publicată de K.G. Dover în 1978. Prin contrast, astăzi, homosexualitatea din Grecia antică este un subiect amplu discutat, iar cei care pledează pentru completa acceptarea stilului de viață homosexual fac des referiri la practicile și atitudine vechilor greci foarte respectați de altfel. Totuși, practicile grecilor sunt foarte diferite de cele susținute de moderni. Practicile homosexuale grecești implicau exprimarea iubirii și a fidelității, dar erau puternic înrădăcinate în cultura lor socială, având limitări distincte. Se pare că relațiile homosexuale erau larg răspândite în Grecia antică, după cum știm în ziua de astăzi. Este posibil ca Ahile și Patroclu din Iliada lui Homer să fie simboluri ale homosexualității masculine. Este posibil. Poeții greci au scris despre dragostea homosexuală, iar filozofii și scriitorii ca Platon, Xenofob, Plutarh au discutat problema. Platon a făcut următorul comentariu. Homosexualitatea este considerată rușinoasă de către barbari și de către cei care trăiesc sub guverne despotice, la fel cum și filozofia este considerată rușinoasă de către aceștia. Tragediile pe această temă au devenit foarte populare, iar Aristofan a realizat comedii despre relații între bărbați. Unele vase prezintă relații homoerotice, iar sute de inscripții celebrează iubirea dintre tineri. Politicieni, războinici, artiști și scriitori celebri se crede că au avut relații homosexuale. Un pasaj important care pledează împotriva homosexualității se regăsește în legile lui Platon. În acest pasaj, un străin atenian condamna comportamentul homosexual ca fiind nenatural, atribuindu-l unei dorințe nestăpânite. Nu este clar dacă Platon însuși împărtășește această viziune. Prin contrast, atracția și relațiile homosexuale cu un inferior erau frecvente, aprobate de societate și chiar considerate un semn al masculinității. Dar să mergem mai departe. Homosexualitatea în viziunea budistă. Budismul este împărțit în mai multe ramuri, cele mai importante fiind budismul tibetan și budismul Theravada. Conform învățăturii lui Buddha, sunt două principii de viață, viața călugărilor și cea a oamenilor simpli. Călugării budiști sunt celibatari, trebuind să practice abstinența de la orice formă de relație sexuală. Nu există nici o regulă care să interzică călugărirea homosexualilor. Totuși, Buddha se opunea călugăririi celor care manifestau un comportament homosexual pronunțat. Textele sacre budiste conțin numeroase exemple de relații homosexuale între bărbați, fără a menționa contactul sexual. Laicii budiști trebuiau să respecte cele 5 principii morale, unul dintre ele fiind acela de a nu avea un comportament sexual imoral. În mod tradițional, acest comportament include violul, hărțuirea sexuală, molestarea minorilor și adulterul. Cum homosexualitatea nu este menționată explicit în învățăturile budiste, cei mai mulți interpreți consideră că acest comportament homosexual trebuie judecat și apreciat în același fel cu cel heterosexual. Căsătoria nu este un principiu obligatoriu în practica budistă. Totuși, populația din aceste țări nu este foarte deschisă față de homosexualitate. Acest fapt se datorează normelor culturale, mai ales conceptului de karma, prevalent încă în țările precum Thailanda. Din acest punct de vedere, caracteristicile unei persoane sunt determinate de păcatele sau faptele bune din trecut, astfel că homosexualitatea poate fi determinată de comportamentul sexual imoral. Din această cauză, mișcările pentru drepturile homosexualilor nu prea au succes pe acolo. Dalai Lama însuși, liderul spiritual al Tibetului, a declarat în 1997 că actul homosexual este nenatural, deși atracția sexuală este naturală, dar trebuie controlată. Deși este împotriva comportamentului homosexual, Dalai Lama militează pentru egalitatea în drepturi, indiferent de orientarea sexuală. Dar haideți să vedem ce spune viziunea creștină asupra homosexualității.
Nu există o poziție unică a creștinismului față de homosexualitate. Deși creștinii confirmă importanța acceptării homosexuale în comunități și protejarea drepturilor civile, din punct de vedere religios, unii creștini condamnă actul homosexual ca păcătos, în timp ce alții îl consideră nenatural. Mulți teologi importanți au criticat aspru practicile homosexuale de-a lungul istoriei. Viziunile diferă între unele secte creștine, dar sunt cel mai des întâlnite între grupurile liberale și conservatoare din cadrul aceleiași secte. Un caz interesant despre homosexualitate și biserică au fost puse în prim plan în legătură cu hirotonisirea lui Gene Robinson, un homosexual declarat în funcția de episcop protestant, problema amenințând să producă o ruptură în cadrul acestei confesiuni. La fel cu multe dezbateri creștine pe probleme etice, problema este centrată pe interpretarea Bibliei prin prisma contextului istoric, semnificația cuvintelor și științei moderne. Biserica Adventistă, de exemplu, se opune practicilor homosexuale. Ei consideră că Biblia interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei ca fiind contrare ordinii divine. Biserica Catolică, de exemplu, recomandă castitatea și abstinența atât persoanelor homosexuale cât și celor heterosexuale, hirotonisirea persoanelor homosexuale fiind obligatoriu precedată de cel puțin 3 ani de abstinență. Deci ei acceptă homosexuali în biserică. Comunitatea protestantă este împărțită în legătură cu acceptarea homosexualilor. În general, provinciile din America de Nord, Europa, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud consideră că nu există argumente în Biblie pentru a condamna homosexualitatea. Alte comunități, cum ar fi marea parte a Africii și Indiile de Vest, consideră comportamentul homosexual ca fiind un păcat. Câteva confesiuni creștine nu consideră actul homosexual ca pe un păcat. Comunitatea metropolitană este devotată acceptării homosexualilor. Biserica Unitară și anumite comunități protestante și luterane acceptă oficierea de căsătorii homosexuale. Cu toate că cele mai multe confesiuni creștine consideră homosexualitatea nenaturală și imorală, opunându-se hirotonisirii preoților cu această orientare și oficierii de căsătorii între persoanele de același sex, creștinii, în general, susțin legalizarea drepturilor și toleranța față de aceștia. Dar ia să vedem ce spune religia hindusă. Problema este foarte controversată, dat fiind faptul că textele religioase hinduse nu tratează în mod explicit problema. Există diferențe mari în rândul hindușilor dacă homosexualitatea ar trebui acceptată sau nu pe fondul învățăturilor despre iubire și căsătorie. Iubirea este considerată o forță eternă. Dorința erotică este văzută ca cea mai legitimă plăcere pământească. Multe divinități hinduse sunt androgine. Oponenții își bazează poziția pe mai multe argumente. Iubirea romantică este naturală doar între persoane de sex opus, fiind imposibilă între homosexuali. Din această cauză, practicile homosexuale sunt greșite. Una din cele trei funcții ale căsătoriei este procreerea. Din moment ce un cuplu de homosexuali nu poate avea un copil, nu ar trebui să le fie permisă căsătoria. Sexul în afara căsătoriei este imoral. Susținătorii argumentează că nu există niciun temei religios pentru interzicerea căsătoriei între persoanele de același sex. Dar să mergem mai departe, homosexualitatea și islamismul. Homosexuale sunt condamnați în Coran și în discursurile profetului Mahomed. Cu toate acestea, atracția homosexuală nu este considerată reprobabilă. Legea islamică se ocupă mai ales de comportamentul public și astfel se consideră că homosexualitatea nu este condamnabilă dacă nu este manifestată. Deși este universal acceptat că homosexualitatea contravine legii islamice, există opinii diferite în legătură cu pedepsele care ar trebui aplicate, deși majoritatea consideră că homosexualitatea trebuie pedepsită la fel ca adulterul, prin pedeapsa capitală pentru cei căsătoriți. Practica homosexuală se pedepsește cu moartea în 5 țări islamice: Arabia Saudită, Iran, Mauritania, Sudan și Yemen. Situația este puțin neclară în Emiratele Unite, în timp ce în țări precum Bahrain, Pakistan, Malaezia sau Algeria se pedepsește cu închisoarea, cu amendă sau pedepse corporale. În Turcia sau Egipt, comportamentul homosexual nu este interzis prin lege. Multe organizații internaționale pentru protecția drepturilor omului condamnă legile islamice pe motiv că pedeapsa cu moartea nu este stipulată în Coran pentru această practică. Dar oare ce spune iudaismul despre homosexualitate? Scriptura condamnă relațiile homosexuale ca o greșeală capitală. Se consideră totuși că atracția homosexuală nu este păcătoasă, deși nenaturală. Rabinii clasici nu discutau problema actuală a înclinației biologice sau psihologice spre homosexualitate. Până de curând se considera că practica homosexuală are doar cauze precum perversitatea sau boli mentale, dar studiile recente au dus la schimbarea părerii rabinilor. Deși mulți conservatori se opun încă integrării evreilor homosexuali în comunitate, primirea lor în sinagogi și posibilitatea lor de a deveni rabini sau
cantori, a început să se răspândească ideea că aceștia trebuie ajutați și acceptați în lumina suferințelor îndurate. Autoritățile evreiești consideră că legile tradiționale împotriva homosexualității ar trebui modificate pentru a reflecta noile interpretări ale sexualității. În prezent, unele comunități evreiești acceptă și oficiază căsătorii între persoane de același sex. Oponenții religioși ai mișcărilor pentru drepturile homosexualilor consideră că reformarea legilor care se opun acestor practici ar duce la înmulțirea lor, fapt care ar contraveni credinței. Opoziția față de egalitatea în drepturi, căsătorii între persoane de același sex și legislația împotriva discriminării este asociată cu viziunile religioase conservatoare. Unele grupuri religioase au organizat boicoturi ale corporațiilor care susțin comunitatea homosexuală. Există grupuri religioase care consideră homosexualitatea acceptabilă din punct de vedere moral. Unii sunt de părere că nu există argumente în scripturi pentru interzicerea homosexualității și consideră necesară încetarea opresiunii și stigmatizării față de homosexuali. Dar nu sunteți curioși cum a devenit homofobă Europa de Est? E, chiar dacă nu sunteți, eu vă spun. Intoleranța față de homosexuali nu este o caracteristică a părții de est a continentului. Dimpotrivă, în materie de orientare sexuală, răsăritul a fost multă vreme mai tolerant decât Occidentul. Pe vremea comunismului s-ar fi numit o contradicție secundară, dar homosexualitatea a devenit după 1989 prima fractură în relațiile est-vest. Tocmai politicieni naționaliști din țările est-europene care lăudau propriul popor drept contrapondere tolerantă la Occidentul intervenționist și misionar propagau acum ofensiv intoleranță maximă. Fi tolerant, fi normal, scria pe pancartele partidului de extremă dreaptă din Bulgaria. Nu toți adversarii homosexuali ar fi spus asta atât de brutal, că cine se autocalifică cu plăcere de intolerant? Dar partidul respectiv a nimerit un punct nevralgic. Intoleranța nu este o însușire răsăriteană și mai ales homofobia nu este așa ceva. În materie de orientare sexuală în Europa de Est a domnit prin tradiție mai multă toleranță decât în Germania, de pildă, sau în Marea Britanie. Wow! Țările vestice au fost cele care în perioada burgheză au pus în scenă marile scandaluri istorice privind imoralitatea între bărbați. În Anglia au fost cele legate de Oscar Wilde și în anii 1950 cele legate de Peter Wildblood. În Germania imperială au fost cele avându-l în centru pe principele zu Eulenburg, iar în perioada nazistă pe liderul SS Ernst Röhm, iar în anii 1980 cele legate de Kiesling, un general al Bundeswehr. Pe vremuri, Estul era mai avansat. În Europa de Est, această temă nu a fost niciodată considerată una atât de importantă. De exemplu, în Polonia nu au existat pedepse penale pentru homosexual de când țara a devenit independentă în 1918, la fel cum nu au existat în Franța sau Italia. În Uniunea Sovietică, această temă i-a delimitat pe bolșevici naționaliști de reformatori și revoluționari. În timp ce Lenin a abolit pedepsele, Stalin le-a reintrodus. Comuniștii cehoslovaci au vrut să abroge pedepsele pentru homosexual deja din anii 1950, dar au trebuit să se supună unui ordin contrar de la Moscova. Deja din 1957, actele intime între bărbați nu au mai fost considerate un delict penal în Germania RDG. Același lucru s-a întâmplat în Ungaria, începând din 1961 și un an mai târziu în Cehoslovacia. În Marea Britanie, același lucru s-a întâmplat abia în 1967, în RFG în 1969 și în Austria în 1971. Șoc și groază, intolerant era Nord-Vestul. Dacă istoric vorbind a existat o linie de demarcație de-a lungul continentului în materie de toleranță sexuală, aceasta a separat un est și sud-vest tolerant de un nord-vest intolerant. După 1989, cu numeroasele sale reforme și transformări, tema nu s-a mai bucurat la început de o atenție specială. Când în anul 2000 Uniunea Europeană a interzis discriminarea sexuală la locuri de muncă, în Polonia Catolică, guvernată pe atunci de evanghelistul Jerzy Buzek, s-au înregistrat primele proteste mocnite. Dar împotrivirea constantă față de astfel de reglementări era la ordinea zilei în tabăra conservatoare peste tot în Europa, astfel că Polonia nu a constituit o excepție. Și așa a început un fel de război cultural ambivalent. Ulterior însă, controversa privind egalitatea în drepturi a homosexualilor și a lesbienelor, recunoaștere în fața legii a parteneriatului între persoane de același sex, a căsătoriilor între homosexuali, s-a transformat într-un război cultural între Est și Vest cu mare potențial de mobilizare. A fost primul de după 1989. În mod paradoxal, conotațiile politice au făcut această temă atât de sexy și nu viceversa.
Cultura pop a preluat acest subiect critic, dar și ironic. În Rusia, trupa de fete TATU a cochetat cu homosexualitatea. În Serbia, interpreta Maria Serifonic a câștigat cu această temă Song Contestul, devenind un idol național. Puțin mai târziu, țara a avut chiar o șefă de guvern lesbiană. Pentru Serbia, aceasta a fost ocazia pentru a exprima ambivalență. Prin astfel de persoane de notoritate care fac parte din comunitatea homosexuală, se poate demonstra deschiderea fără a se zgândări prea tare dreapta patriarhală și cultul pentru bărbații puternici. Dar homosexualitatea este și de import? Hai să vedem. Tensiunile există însă în continuare. Barurile pentru homosexuali și lesbiene trebuie să se camufleze. Asociațiile homosexualilor și militanți pentru drepturile civile luptă dârs pentru tot în regiune pentru a putea organiza în cât mai multe orașe paradele homosexualilor. Fiecare paradă de acest gen este considerată o victorie în ciuda atacurilor care au loc de fiecare dată. Unde este foarte greu sau chiar riscant să te declari homosexual, cum este cazul în unele țări balcanice, politicieni sau diplomați occidentali mărșăluiesc câteodată în fruntea paradei, confirmând involuntar afirmația că homosexualitatea provine din vest, fiind străină de poporul autohton. Dar oare psihologic, care este treaba? Care este miza chestiunii? În această dispută nu este nevoie de argumente. Despre asta e vorba. Dăinuirea poporului, demoralizarea armatei, amenințarea căsătoriei. Dar toate acestea sunt raționalizări, afirmă sexologul berlinez Martin Daneker. Prin căsătoriile homosexuale, cuplurile heterosexuale capătă chiar un plus de valoare. Daneker explică homofobia actuală, răsăriteană, în termeni psihologici. În spatele adversității se află un profund dubiu privind coerența valorilor. În vremuri nesigure, numai natura mai oferă certitudini de neclintit, cel puțin aparent. Pentru a conferi statului slab și nesigur autoritate, cuvintele stat și familie sunt mereu rostite într-o suflare. Dar oare este această sexualitate împotriva firii? În realitate, norma naturală invocată este considerată fiabilă. Aceasta reiese din faptul că trebuie mereu făcut un efort pentru a-i da satisfacție. Homosexuali și alte minorități sexuale nu au dat dovadă evident de disciplina necesară. Dar de ce să faci un efort dacă comportamentul corect, natural, se înțelege de la sine? Nimeni nu scapă de această contradicție din cei care militează pentru rolurile tradiționale ale sexelor și împotriva sexualității, adică împotriva firii. Dacă natura însă își dictează totul atât de strict, așa cum susțin homofobii, identitățile sexelor nu pot fi erijate de nicio realitate a vieții, de nicio paradă a homosexualilor și nicio propagandă homosexuală. De fapt, ar avea toate motivele să privească cu detașare întreg acest spectacol. Dar oare de unde provine această ură? Daneker spune că homosexuale sunt urâți fiindcă sunt asociați cu pasivitatea. Nu doar la nivel personal, numeroși oameni fac în Europa de Est experiențe de a fi condamnați la pasivitate. Mai degrabă, întreaga națiune cu care oamenii se identifică au această soartă supărătoare. Națiunii îi se dau lecții, îi se impun constrângeri în relațiile cu vestul, care se pune în scenă ca parte contributoare, donatoare. Națiunea este astfel transformată în receptor pasiv, într-un cuvânt, în femeie. Homosexualii permit acest lucru. De aici se aprinde întreaga ură. În plus, declinul social pe care numeroși oameni l-au suferit este perceput ca o pierdere a potenței. Dar ale să fie acesta un raționalism negativ, Daneker face o diferență între est și vest, nu numai în privința valului de homofobie de după anul 2000, ci și în istoria tratamentului rezervat homosexualității. În vest, în Anglia și Germania, după o lungă perioadă în care tema a fost privită ca o problemă, a avut loc un soi de raționalism negativ. În loc de a fi condamnat în continuare ca un păcat, multă vreme s-a făcut încercarea de a psihopatologiza homosexualitatea, de a o prezenta ca o rătăcire sufletească sau nevroză. În mod tipic occidental s-a vrut descoperirea motivelor pentru care cineva era homosexual. Dar nu s-a găsit nimic, susține tot același Daneker. Așa că ultima soluție a fost acceptarea. Iar apoi homosexualii au început să devină un fel de icoane eretice. În Rusia, unde tradiția ortodoxă, fapta este mai presus de motivația interioară, mai important decât ce simte cineva este fapta sa. Cu atât mai agresiv au reacționat părți largi ale societății la elementele demonstrative, exhibiționiste și pretinse pedagogice ale mișcării pentru drepturile LGBTQ plus minus XZ. Chiar și sociologul Igor Kon, un merituos militant pentru recunoașterea homosexualelor în Rusia, s-a arătat iritat de paradele gay. Citez: unii și-au adus aminte de brigăzile studențești de propagandă din Uniunea Sovietică de altădată, care voiau să învețe pe țărani cum se strânge recolta.
Toleranța a devenit materie de predare și homosexuali au devenit la fel ca la paradele din Occident. Icoane, dar icoane eretice, satanice. Am încheiat citatul. Pare să existe un fel de acceptanță viitoare? Nu știu ce să zic. Vom vedea. Din păcate, oamenilor cu cât le bagi mai mult pumnul pe gât, cu atât îl vor respinge mai tare. Chiar dacă acel pumn le face bine. Dragilor, cam acesta a fost materialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și mai ales un subscribe. Nu vă costă nimic, doar un click. Eu am fost Bogdan, tu ai fost pe canalul De Toate Pentru Nimeni. Până data viitoare!